Trinet Radio. More music, more colors. Bun găsit, a început o nouă ediție a microfonului deschis, pe care îl și deschidem din start, așa, bun găsit, Florin. Florin Grosu este invitatul meu în această seară. Vorbim de data asta, Florin, despre relația dintre cetățeni și Parlament, mai exact, nu neapărat despre instituțiile statului, ci avem o nișă, o direcție clară astăzi. Data trecută, săptămâna trecută, am vorbit despre relația dintre cetățeni și instituțiile statului, relația online, dar mai mult cumva din partea instituțiilor statului. De data aceasta vorbim de atenția venită din partea cetățenilor către Parlament. Tu ești cofondator Traderion și ne-am mai auzit la Radio Trinet și unul dintre inițiatorii platformei I74. Îi zicem și I74.ro pentru că aceasta este platforma de fapt. Înainte de a trece la cetățeanul implicat online versus cetățeanul implicat offline, pentru că am pronunțat Traderion, vreau să te întreb, data trecută erai la Londra și aveai de făcut niște treburi acolo legate de Traderion. Ce s-a mai întâmplat? În primul rând, bună seara, mulțumesc încă o dată de invitație. Da, eram la Londra. Pentru că mare parte din timp îl petrec acum acolo încercând să începem cât mai multe proiecte cu bănci foarte mari, Londra fiind cel mai mare centru financiar de pe planetă, e locul în care trebuie să fiu. Între timp, discuțiile au avansat foarte tare și ne pregătim anul acesta să demarăm astfel de proiecte cu două dintre cele mai mari bănci de pe planetă. O să le dau numele la momentul potrivit, în momentul în care și începem. Estimăm că undeva în vară, lunile iulie-august, vom fi foarte ocupați să livrăm cursuri made in Romania, ca să zic așa, celor din Londra. E ceva. Yeah, yeah. Așa credem și noi. Adică nu te-ai plimbat atunci doar. Nu, aș vrea eu, dar nu. Ai lucrat destul de mult în sensul ăsta. Mai auzim de Traderion atunci în vară, da? Zicem acum la cetățean și la Parlament. Avem un an dificil cu alegeri locale, parlamentare și niște noutăți pe care nu știu cum să le comentăm. Deci, se va alege din primul tur, nu, la primărie, primarul. Din păcate, da. Și îmi spui imediat de ce și din păcate. Și pentru Parlament avem din nou listele partidelor. Nu mai avem colegii, nu? Sau mai avem colegii? Mai avem colegii, dar avem liste. Și aici spune din păcate, pentru că vorbim de poate cea mai neperformantă instituție a statului român, deși ar trebui să fie cea mai importantă instituție într-o democrație. Parlamentul român a reușit să ajungă doar la 11% încredere din partea cetățenilor. Sunt practic, cred că singurii oameni care au încredere în Parlamentul român sunt doar acei oameni care n-au habar ce este Parlamentul. În rest, oricine a citit măcar ceva despre Parlament, a cunoscut măcar câțiva parlamentari, nu are încredere în instituție și mai ales în oamenii de acolo. Și sunt multe motive pentru care oamenii, noi toți, nu avem încredere în instituția aceasta. Da, dar uite, doamna Angel spunea la un dat, argumentând acea lege a pensiilor parlamentarilor, că sunt oameni de 20 de ani în Parlamentul ăsta. Așadar, această neîncredere n-a afectat până acum niciun vot. E adevărat, dar faptul că o persoană stă 20 de ani în Parlament nu este o măsură a competenței, a profesionalismului persoanei respective. În cazurile de față, și dacă vorbim de doamna Angel, clar nu avem cum să o asociem cu performanța parlamentară. Nu cred că putem să o asociem cu niciun fel de performanță, sincer vorbind. Dar dacă vorbim de performanța parlamentară, durata unui mandat și numărul de mandate pentru un parlamentar nu este o măsură a performanței. Faptul că parlamentarii au doar 40% prezență la lucrări nu înseamnă nimic, oricâte mandate ar avea. Faptul că presupune niște costuri uriașe pe unitatea de parlamentar, ca să spun așa, pe care noi toți le suportăm, și pentru asta își mai dau și pensii speciale, nu ar trebui să ne bucure absolut deloc. Ar trebui să, în primul rând, să schimbăm felul în care Parlamentul funcționează, felul în care Parlamentul se raportează la cetățeni și
nici atunci nu ar trebui să existe pensii speciale, pentru că ei ar trebui să facă parte din noi toți ceilalți, să aibă pensii normale. Nu cred că e cineva care merită ceva special pentru simplu motiv că e acolo. Ok, atâtea mandate nu înseamnă performanță, dar nu înseamnă nici eșec, pentru că oamenii aceștia nu au fost sancționați până acum nici prin vot, nici prin inițiative cetățenești, da? Ceea ce încercați voi să faceți astăzi. De asta te întreb, rezultatul a ce este acest timp petrecut în Parlamentul României atunci? Al indiferenței? A nepăsării? În primul rând, da. Cred că, deși au trecut 26 de ani de la Revoluție, noi încă învățăm exercițiul democratic. Suntem încă niște copii, din păcate, la democrație. Și I-74 este un prim pas extrem de important, pentru că este o inițiativă cetățenească, de asta se cheamă I-74, pentru că pleacă de la articolul din Constituție care ne dă dreptul nou ca cetățeni să avem astfel de inițiative și poate o să vrem mai târziu cum au făcut tot posibilul ca astfel de inițiative să fie extrem de greu de pus în practică, dar noi oricum nu ne lăsăm bătuți. Însă I-74 înseamnă că noi vom căuta și vom găsi minim 100.000 de cetățeni care au înțeles democrația, au înțeles că partea exercițiului democratic, partea faptului că ești cetățean activ, înseamnă să te implici activ. Și implicarea lor în acest moment înseamnă o semnătură pentru susținerea inițiativei care își propune un parlament mai responsabil. Nu putem șterge ceea ce parlamentul a făcut bun sau rău în cei 26 de ani, mare parte din lucruri pe care le-au făcut au dus la încrederea de doar 11%, ce putem face este să îi responsabilizăm pe cei care vor veni, pe parlamentarii pe care îi alegem anul acesta. Da? Sperăm noi că vom fi suficient de inteligenți să nu-i alegem tot pe aceiași, dar pe oricine vom alege, inițiativa noastră, I-74, își propune să-i responsabilizeze în doar 3 domenii, cheie, le spunem noi. În primul rând, să fie sancționați pentru absențe, încă o dată, 54% absențe. Nicăieri în lume nu se întâmplă un astfel de lucru. Sunt în startup-ul meu, dacă aș lipsi la 54% din acțiuni, da? N-am mai avea proiecte la Londra, n-am mai avea proiecte pe nicăieri. Ne-am duce acasă, investitorii. Noi avem o țară, mai avem o țară. I-74 reprezintă poate încăpățânarea grupului de inițiativă, a celor care am inițiat-o, în a crede că da, mulți dintre noi s-au întors din America, s-au întors din alte țări din Europa, au renunțat la joburi bine plătite acolo, au venit în țară, încearcă să schimbe ceva. Și alături de noi sunt deja 10.000 de cetățeni care au semnat pentru I-74. Nu suntem siguri, să știi. Încă avem speranța că putem să schimbăm ceva. Depinde de noi, bineînțeles. Spui că s-au întors din America. Sigur nu sunt agenți CIA care se întorc în România, au fost antrenați acolo și acum vin. Știi că există în ultima vreme o discuție așa legată de servicii, de cum este furată țara de tot felul de oameni, da, importanți de pe planetă. Și mă rog, cum în România toate serviciile pământului au venit în ultimul timp și noi avem foarte multe, nu se știe exact câte, dar sunt multe. Deci nu sunt agenți? Ești convins? Da, cred că pe jumătate glumă, dar ideea în felul următor. Serviciile, acelea care sunt, câte sunt, își fac treaba lor. Noi ca cetățeni avem treaba noastră. Da? Treaba noastră este, în primul rând, să ne asigurăm că oamenii pe care îi alegem să ne reprezinte, ne reprezintă cu adevărat. Da? Asta înseamnă să ne ducem la vot, să ne uităm cu atenție unde punem ștampila și apoi să nu ne oprim aici, să continuăm să monitorizăm atent ce fac ei, iar atunci când lucrurile nu merg în direcția dorită, să avem inițiative ca I-74. Din păcate, I-74 este prima inițiativă plecată de la cetățeni. Nu serviciile ne-au oprit să ne mai gândim în ultimii 26 de ani, e ceva ce am vrea schimbat la țara asta și putem să o facem, avem instrumente? Nu, nici pe noi, cei care am început să ne gândim acum câteva luni I-74, nu, te asigur că n-a venit nimeni de la niciun serviciu să ne spună n-aveți voie să faceți asta, stați acasă, aveți grijă sau ceva de genul ăsta. Nu, am făcut ceea ce noi am crezut că ține de noi ca cetățeni. Nimeni nu ne-a
Nu am încercat să ne blocheze, dimpotrivă, până acum am fost încurajați de oamenii cu care am vorbit. Oameni simpli și oameni care au contribuit, pentru că ne-am consultat cu experți în drept constituțional, ne-am consultat cu avocați de succes, ne-am consultat cu oameni care au încercat să aibă inițiative similare, cu organizații sindicale, patronale. Am încercat să luăm pulsul societății. Nimeni absolut nu a făcut referire la servicii, la faptul că avem voie sau nu avem voie să fim cetățeni ai României. Și până acum lucrurile merg foarte bine în direcția aceasta. Se spune că trebuie să alegem pe cineva care să ne reprezinte. Pe de altă parte, când s-a cerut să ne reprezinte cineva, da? Sau, mă rog, să reprezinte strada, mie nu-mi place să-i spun stradă, dar dacă toată lumea a înțeles să o numească așa, acel, să numească așa acel protest până la urmă, că a fost un protest, nu a fost o stradă, toată lumea a fugit din calea nominalizării, nu au fost mulți oameni care au avut curajul să spună, da, eu vreau să merg, poate chiar să facă un sondaj de opinie chiar și pe Facebook. Dacă ai multă lume în lista de prieteni, de exemplu, o să pui acolo, domnule, să mă duc sau nu? Ce defecte am? De ce nu întreabă nimeni ce defecte am în România? Cred că acum, fără a cădea în partea cealaltă, n-a încercat să ne ducem prea mult în istorie, cred că, mă rog, avem cumva un precedent istoric pentru asta, că tot timpul oamenii care ne-au condus și-au dat silința să pară acei tătuci care au soluții la toate problemele individuale sau de grup ale noastre. Și atunci s-a creat cumva și s-a încetățenit ideea că oamenii aceia sunt infailibili, nu pot greși niciodată, și ei înșiși au încercat să se înconjoare de titluri și vedem scandalul doctoratelor acum, care în multe situații n-au nicio legătură cu nivelul de pregătire al persoanei, care cumva să le confere o astfel de aură. Atunci când pentru prima dată oamenii s-au adunat în stradă, dar s-au adunat pur conjunctural, pentru că se venea pe un val enorm de nemulțumire, a fost acela primul pas și, din păcate, a fost foarte greu să fie continuat către ceva organizat. Da? Emulația care s-a produs trebuie canalizată într-un fel. Da? Și lucrul acesta e greu. Eu sper că vom vedea efecte și vom vedea această canalizare în anul acesta, la alegerile care vor veni. Sper să nu mai vedem aceiași candidați, sper ca partidele să fi înțeles că nu vom mai vota aceiași oameni, da? Cu aceleași tipologii, nu fix aceleași persoane. Sper ca, în primul rând, noi suntem cei mai importanți. Dacă noi vom merge la vot și nu vom mai vota același tip de persoane, da? Vom cere altceva, atunci cred cu siguranță că se vor adapta. Eu cred că darwinismul funcționează la partidele politice din România și oamenii vor încerca apoi să scoată în față oameni credibili, că de asta avem nevoie. Și apoi vom avea un parlament cu încredere, nu știu, care se apropie măcar de cât are DNA-ul în prezent. Cât are DNA-ul în prezent, știi? N-am urmărit ultimele cifre, dar cred că e peste 60%, cred că puțin peste 60% încredere, spre 70%. Parlamentul 11. Ce mai face, că parcă cam șomat în ultimul timp, așa, sau n-a mai fost presa pe fază. Nu cred că a șomat, dacă ne gândim la ultimul timp, ultimul an, Nu, ultima lună din an și începutul anului. Deja lumea se obișnuise, știi, cu în fiecare zi apare cineva, pentru că de unde avem, se pare, ne-a demonstrat anul trecut, din păcate. Acum vreau să, până la trece și la piedicile întâmpinate și la alte chestiuni, să ne spui puțin de componenta online, pentru că I-74, din câte știu eu sau cum am aflat eu de I-74, s-a lansat online inițial, da? Nu am întâlnit pe nimeni pe stradă îmbrăcat, nu știu, în ceva care să sugereze I-74. Așadar, v-ați lansat online când și pentru ce a fost creată această platformă online, dacă are și o altă utilitate în afară de a informa și a se strânge niște semnături care, iarăși te rog să ne spui, dacă folosesc, dacă sunt puse online.
Da, sunt mai multe întrebări. Sunt mai multe întrebări, dar sunt convinsă că le-ai reținut. Cred că e important de spus că grupul de oameni care a inițiat I-74 e format din tineri care nu toți trăiesc în București, sunt funcționari la Bruxelles, sunt oameni care lucrează în companii de consultanță în diverse țări din Europa, oameni din Statele Unite, dar toți iubim România foarte mult și mai mult decât atât dorim să ne implicăm în a corecta ceea ce vedem greșit în jurul nostru. Online-ul e ceva firesc pentru noi, e felul în care păstrăm legătura cu cei de acasă, e felul în care comunicăm mare parte din timp, da? E, dacă vrei, o parte importantă din viața generației noastre, da? De generația de millennials, dacă vrei. Da? Și online-ul e ceva firesc pentru noi, e o modalitate de comunicare cu care suntem familiarizați. Da? Ne-am dorit în primul rând și ne dorim în continuare ca mulți dintre cei din generația noastră să fie printre semnatarii I-74 și I-74 la un moment dat să depășească granița unei simple inițiative cetățenești, să devină acea platformă care la început să arate că se poate pentru oameni simpli, de aia nu o să ne vezi pe stradă cu geci, corturi și așa mai departe, n-avem bugete uriașe, da? Am pus bani, fiecare câte puțin de la noi, ca să ne organizăm pentru minimul necesar și am primit donații și de la oameni simpli, tot pe internet. Da? Și le mulțumim tuturor pentru asta. De donații cu care ce faceți? Donații cu care asigurăm logistica. Logistica e un cost, clar, nu putem să facem abstracție de el. Încercăm să ținem costurile acestea la minim. Oricum, nu vorbim de sume uriașe, vorbim de sume de ordinul miilor de euro, da? Dar sume care îi ajută pe cei peste 300 de voluntari, care tot pe site s-au oferit să se implice în strângerea de semnături, să se organizeze în județele, în orașele, în localitățile unde ei sunt și să, pe de-o parte, să popularizeze inițiativa, să o ducă și în offline, într-o anume măsură, și să invite pe oameni să ni se alăture. Dar nu e suficient să fii foarte prezent în online pentru o inițiativă cetățenească și, nu știu, la un moment dat să mai târziu cumva, pentru că la voi, care a fost distanța dintre offline și dintre online și trecerea în offline? A durat parcă ceva. A durat 2 luni de zile până în momentul în care, din momentul în care am lansat, a avut parte inițiativa de multă atenție și din partea presei și din partea oamenilor prezenți la lansare. E cam prima, e normal. Exact, da. Și nu numai de aceea. Noi, cel puțin nouă, ne place să credem că și din cauza calității ei. Dar oamenii au văzut inițiativa asta, cel puțin acesta a fost feedback-ul primit, ca pe o primă ocazie pentru cetățeni simpli să facă ceva. Da? Nu cere enorm de mare efort, e un prim pas foarte bun. Te duci într-un loc unde este un voluntar I-74, un puternicit să strângă semnături și îți dai datele personale și semnezi pentru această inițiativă. Și mulți dintre ei, foarte mulți, o rată de conversie absolut incredibilă și încurajatoare pentru noi, se oferă să devină la rândul lor voluntari. Da? Și îi împuternicim ca ei să strângă apoi semnături. Și de aceea aproape imediat a trecut și în offline, da? Dar a trecut în offline fără, dacă vrei, beția de culori pe care poate ți-o amintești de la alegerile prezidențiale, când fiecare colțișor de stradă, fiecare au bloc rămas era... Și acum, să știi, am exact, văzut în țară rămas. Noi, cetățenii simpli, nu avem bugetele respective și dacă le-am avea, le-am folosit pentru o cauză mult mai nobilă. În schimb, sunt oameni care și-au din timpul lor, după ce vin seara obosiți de la muncă, din weekendul cu familia, cu copiii, și care se duc și încearcă să-și convingă prietenii, vecinii să ni se alăture. Da? Și există o echipă de coordonare la nivel central, care la fel funcționează foarte bine în online. Avem ședințe pe Skype, Facebook-ul ne este foarte bun prieten, avem un grup și așa mai departe. Online-ul este prietenul nostru, I-74, ca inițiativa tinerilor, nu putea exista și nu putea începe decât în online. Și microfonul deschis Web 2.0, vorbim în această seară despre cetățeanul implicat online versus cetățeanul implicat offline. Puneam eu întrebarea, cine este de fapt noua putere în stat? Pentru că voi vreți ca la I-74
să fie cetățeanul implicat, noua putere în stat. Doar că cetățeanul ăsta implicat fie offline, fie online și destul de puțin în ambele, din câte s-a văzut totuși. Pe Facebook, de exemplu, acolo unde am ajuns să fim, mă rog, ca număr de conturi 8.300.000, suntem viteși și avem foarte multe idei și schimbăm toată lumea asta, schimbăm și Norvegia de curând, da? Le schimbăm cu totul legislația și principiile, am schimbat România de nu știu câte ori, s-a ales un președinte cumva pe Facebook, asta chiar s-a întâmplat, uite, și atunci a fost o demonstrație că se poate să fii și online și offline, dar care este, cine este noua putere în stat? Cum vezi tu, online-ul e mai activ față de offline? Pentru că acum aveți experiența asta. Voi pornind din online și cerând semnăturile și fizic. O să mă leg tot de ce ai spus tu adineaur, pentru că e foarte important. Da? Spuneai că am ales un președinte nou pe Facebook. Cred că Facebook-ul nu a fost suficient, pentru că oamenii aceia care numără moare s-au dus la vot, au trebuit să iasă din casă. Pe o vreme, dacă ți-amintești, mohorâtă, au stat în ploaie, în frig, da? Deci au făcut pasul următor. Da? I-74 este, din punctul acesta de vedere, același lucru. Da? Online-ul e locul în care te afli, care e necenzurat. Facebook-ul are meritul că nu poate exista cenzura televiziunilor de partid sau controlate de anumite interese politice. Da? E locul în care te poți exprima liber, poți spune tâmpenii uneori, bineînțeles, dar e locul în care nu există cenzură, locul în care informația circulă repede, așa cum spui, suntem destui acolo. În schimb, pentru a se produce cu adevărat o schimbare, nevoie ca oamenii aceia să facă pasul următor. I-74 înseamnă pasul următor, pentru că trebuie să ieși din casă, trebuie să vii la Geobar în București, trebuie să vii în Piața Mare în Sibiu, trebuie să vii la bibliotecă în Constanța și multe alte locuri unde sunt voluntarii noștri și să semnezi, da? Să-ți convingi rudele, prietenii că este o inițiativă care merită, nu e doar prima, e și una cu adevărat importantă, și să faci acel pas. Da? Abia acel pas te califică să te numești cetățean implicat, nu posturile pe Facebook. Deci cetățeanul implicat offline va fi noua putere în stat, tu ai încredere în treaba asta. Acum revenind la Facebook, e adevărat că trebuia să ieși la vot. Da, trebuia să te determine ceva să ieși la vot și ce te-a determinat să ieși la vot a fost Facebook-ul, în principal, care a preluat cumva puterea televiziunilor. Să nu uităm că filmulețele care circulau pe Facebook erau preluate de televiziuni și nu invers. Nu se dădea share la ce filma o televiziune, da? Cetățeanul atunci a fost atât de implicat încât a fost și jurnalist, a fost și agent electoral, dacă vrei, a fost și un om care convinge să se iasă la vot. Cu ce convingeți voi acest online să vină offline? E suficientă această platformă, I-74? Ați adus argumente suficiente pe ea? Pentru că e clar că cetățeanul, chiar dacă își dorește să schimbe ceva, are nevoie de ceva în plus, pentru că este în România și nu are acest exercițiu. Păi, în primul rând, faptele sunt de netăgăduit. Da? Vorbim de Parlamentul cu cea mai mică prezență din Europa, 46% doar. Oriunde lumea fi concediat pentru așa ceva. Vorbim de niște costuri enorme, de 53.000 de ron pe parlamentar. Absolut incredibile. Da? Sume care se dau fără prea multe documente justificative, da? Forfetar de multe ori, și ei și-au votat aceste privilegii, iarăși nicăieri nu se întâmplă să mergi undeva în interes de serviciu și să nu aduci documente justificative pentru fiecare leuț pe care îl cheltuiești. Și apoi vorbim în final de mai multe voturi secrete doar în 2015 decât întreg Congresul American în toată istoria lui. Cam acesta e Parlamentul Român, da? În trei numere, mari și late. Da? Dacă acest lucru nu e suficient pentru oricine să iasă din casă și să vină să dea o semnătură, le mai aducem câteva argumente și în online și în offline. Da? Faptul că grupul de inițiativă e format de oameni care puteau sta bine mersi în țările lor și să nu facă nimic, puteau alege să fie cetățeanul neimplicat, fără niciun fel de probleme, dacă se gândeau doar la binele personal.
dar au ales să n-o facă. Și oamenii aceia sunt oamenii care în online și în offline vor fi cei care îți vor cere sprijinul. Da? Și atunci când cumperi orice, când cumperi o idee, când cumperi un produs, cumperi orice, cumperi de fapt omul din fața ta. Da? Și omul din fața ta e un om credibil în cazul acesta. Da? E un grup de oameni credibili care își doresc cu adevărat o schimbare și fac pași concreți în ideea asta. Și sunt destui oameni care înțeleg mesajul. Sunt destui oameni care vin alături de noi și suntem siguri că vor fi mult mai mulți de acum încolo. E doar primul pas. Apropo de asta, noi nici comerțul nu îl avem cumva atât de bine în sânge. S-a făcut comerț aici, dar nu neapărat de către noi, ci de alții. Așa că nu sunt convinsă că știm foarte bine ce cumpărăm. Poate generația despre care tu vorbești să știe mai bine, pentru că, așa cum spui, a văzut și altceva, dar pentru că ai vorbit de numere, de cifre, voi vă propuneți să adunați 100.001 de semnături în 11 județe și spuneți că fiecare județ trebuie să aibă minim 5.000 de semnatari. Este o cerință atunci când ai o inițiativă cetățenească sau a fost un orgoliu al vostru? Din păcate este o cerință. Noi nu avem orgolii legate să de astfel de lucruri. Să demonstrați că este într-adevăr inițiativă. Clar ne dorim să demonstrăm, dar nu vrem să demonstrăm ceva pentru noi. Vrem un alt fel de parlament mâine. Vrem ca în toamnă să votăm altceva, să votăm alți oameni care, începând din 2017 încolo, să se comporte altfel, să fie cu adevărat în slujba cetățenilor. 100.000 de semnături, județele, numărul de semnături în județe sunt toate cerințe, da? Sunt obligatorii și fac parte, părerea mea personală, dintr-o construcție menită să descurajeze inițiativele, menită să-l facă pe cetățean să renunțe la orice gând de a fi implicat, să stea acasă. Asta vreau să te întreb, că dacă mămicile, nu știu, au ideea unei inițiative și sunt convinsă că au multe idei, dar cum poate o mamă să facă chestia asta? Și mămicile se unesc și sunt puternice dacă își propun ceva. Mi se pare foarte mult 5.000 în fiecare județ. Da, clar, acum dacă mămicile spun ceva în cap, ar trebui să reușesc până la urmă, orice, dar foarte complicat. E foarte complicat. Sunt absurdități de nu-ți vine să crezi. Semnăturile apoi trebuie validate la primăriile localităților respective, trebuie depuse în dosare cu șnur. Va fi extrem de dificil să găsim așa ceva. Probabil vom da o comandă cuiva să ne producă așa ceva. Sunt lucruri care n-au nicio legătură cu secolul în care trăim, n-au nicio legătură cu democrația, n-au nicio legătură cu bunul simț, în definitiv. Da? Citeam recent exemplul Olandei, unde există o platformă online, unde atunci când se strâng 25.000 de susținători ai unei anume inițiative, automat este pusă pe ordinea de zi a Parlamentului. De ce asta numesc eu democrație. Aveți o inițiativă să schimbați această procedură? Pentru că o astfel de procedură presupune schimbarea Constituției, care, după cum bine știi, se poate schimba doar prin referendum. Vom ajunge și acolo. Noi să știi că suntem optimiști și numai că suntem optimiști, suntem foarte entuziaști și credem că după I-74, bineînțeles, vom învăța lecțiile, vom ajunge să fim mai eficienți în ceea ce facem, pentru că, apropo de ce spuneai înainte, nu suntem perfecți, înțelegem lucrul acesta. Nu avem foarte multă experiență, dar suntem dispuși să învățăm. Vom învăța și apoi pe următoarea o vom face și mai bine. Pe următoarea și mai bine. Pe i74.ro găsim inițiatorii acestui proiect, acestei inițiative. Nu cred că sunt toți trecuți acolo, nu sunt. Peste 70 de oameni care au contribuit să te întreb, până în prezent, sunteți? Efectiv, la inițiativa I-74, din momentul apariției ideii, da? Până în momentul în care am lansat-o, da? Și au început să se implice oameni și din afara grupului. Dar e vorba de un grup de oameni, toți tineri, da?
împrăștiați peste tot pe mapa mond, dar cu aceeași dorință. Pe de altă parte, cei pe care i-am văzut nu sunt niște figuri cunoscute. Da? Și sunt acolo linkuiți cu profilul lor de pe LinkedIn. Este o metodă care să convingă crezi online-ul în 2016 să aibă încredere într-o inițiativă, profilul de pe LinkedIn, pentru că în România nu sunt foarte obișnuiți cu angajatorii, nu știu, companiile nu sunt foarte obișnuite să recruteze de acolo. E o întrebare foarte bună. Noi credem că da, de aceea l-am și folosit. LinkedIn e o rețea profesională, da? E o rețea unde oamenii își fac profile profesionale, nu pun poze cu pisici, își pun experiența profesională acolo, își pun educația, skillurile pe care le au și așa mai departe. Da? Și cred că profilul de LinkedIn al unei persoane, da, vorbește mult mai bine despre acea persoană, da, profesional vorbind, decât orice altceva. E online, iar și nouă ne place, poate fi ușor verificat, ușor accesat de către oricine, și e un lucru bun să ne obișnuim să citim astfel de lucruri despre aceste persoane. Da? Câți dintre parlamentarii români, da, ca să te întreb acum, au profile pe LinkedIn, da, pe care și le fac publice și care să ne uimească cu calitatea lor, a profilelor și a oamenilor din spate. Au CV-uri pe site-ul Camerei Deputaților sau al Senatului. Da. Bine că sunt complete sau incomplete, că se vorbește în unele despre fundații sau nu, asta e altă problemă. Că dispar niște ani din CV-urile astea. Vezi, toate lucrurile astea vorbesc cu atât mai mult de cât de lipsit de credibilitate e acel grup de oameni, din păcate. Da? Și este o problemă majoră. Tu consider, da, că inclusiv chestiunea aceasta, că nu își prezintă activitatea într-un CV făcut profesionist, e o problemă. Este, trebuie să fie public, să fie ușor de găsit. Pe LinkedIn e foarte ușor de găsit. Da? Uh-huh. Oricine poate verifica, oricine cumva, asta te apropie de oamenii cărora încerci să le câștigi votul. Da? Suntem o grămadă de oameni care avem profile pe LinkedIn, care ne-am bucurat să-i vedem și pe aleșii noștri acolo. Nu se întâmplă, asta e. Da, poate o să se întâmple, nu mai avem mult timp, așa că o să fie întrebare-răspuns. Spuneai că trebuie să ne obișnuim să urmărim și pe LinkedIn, dar nu-i momentul să ne obișnim acum, pentru că voi cereți ceva care trebuie să se întâmple astăzi, ieri, dacă se poate. Nu e împreună asta, să știi, uh-huh. Nu mai avem, am pierdut 26 de ani, nu uh-huh. cred că mai avem timp să așteptăm încă 26. Uh-huh. Trebuie să încercăm să... Noi încercăm să facem ceva. Și da? Să ne mișcăm repede în a ne acomoda cu lucrurile. Suntem generația care nu știe decât cuvântul repede ușor, și da. Se adaptează la schimbare repede. Bun, acum în ultima perioadă se discută despre primărie și candidații posibili care ar putea să ajungă pentru a câștiga fotoliu de primar al capitalei, în mod special, să recunoaștem, capitala este fata cea mai dorită de toată lumea. Bun. Sebastian Burduja este președintele Fundației Cezar, fundație care a și născut această inițiativă cetățenească, I-74. Nu o să te întreb dacă va candida sau nu, pentru că este alegerea lui. Va anunța Sebastian dacă va decide să candideze și când va decide, va anunța cu siguranță. Dar vreau să te întreb altceva. Dacă va decide să candideze, de exemplu, și mă rog, vom vedea dacă va fi independent, dacă se va transforma fundația într-un partid, dacă se va înscrie într-un partid, nu crezi că va afecta cumva credibilitatea acestei inițiative cetățenești? Pentru că românul are o reticență în momentul în care aude despre fundații care încearcă să facă ceva ce are legătură cu instituțiile statului, și cred că reticențele devin și mai mari atunci când văd că președintele unei fundații va candida pentru funcție publică. Bun, în acest moment vorbim strict de un scenariu ipotetic, de dragul tău continuăm logica puțin, da? Fundația Cezar a inițiat I-74 și până acum ne-am pus pe masă o
inițiativă reală care poate produce o schimbare reală, pe care toți cetățenii și-o doresc, da? Și strângem semnături pentru asta și oamenii vin alături de noi. Dacă, în plus față de acest lucru, din acest grup de oameni, da, va reieși o construcție politică, va reieși un candidat de profesionalismul, de statura lui Sebastian la primăria capitalei, pe mine, personal, ca locuitor al Bucureștiului, nu poate decât să mă bucure, pentru că nu mai vreau să aleg între aceleași figuri obosite. Da? Dacă de data asta nu voi fi nevoit să aleg între răul cel mai mic și un rău mai rău decât răul cel mai mic și voi putea alege între doi candidați, da? Sebastian Burduja, să spunem, și unul măcar pe jumătate la fel de bun ca Sebastian Burduja, voi merge cu plăcere la vot și îmi voi scoate toată scara de bloc la vot, pentru că în sfârșit voi avea de ales. Tu, da, pentru că tu îl cunoști personal. Eu nu îl cunosc personal, la fel și alții ca mine. Este și el în online, scuze că te întrerup. Bine, Burduja.ro, poate citi oricine despre Sebastian, poate citi online povestea pe Facebook. Da, e poate online, fi cunoscut și sunt convinsă că într-o campanie electorală va ști să se facă și mai astăzi, mult. Astăzi, când vorbim noi, da, îi puteți pune întrebări despre orice. Noi nu suntem niște oameni care se ascund în spatele... Nu aici vreau să ajung. Vreau să ajung la următorul fapt, că revin la momentul stradă președinte, da? Reprezentați-vă prin oameni această stradă, a cerut președintele la un moment dat, ca să înțeleg și eu ce doriți. Da? E, în momentul în care niște oameni au fost aleși și au ajuns acolo, deja discuțiile care erau pozitive au început să nu mai fie atât de pozitive. Nu se poate întâmpla asta și cu voi? Nu ți-e teamă de treaba asta? Pentru că voi aveți nevoie de semnături în aceste județe. Omul își pune problema, pentru că s-a întâmplat semnătura lui să ajungă la un partid sau în altă parte unde nu dorea. Ce fac? Mă duc și mai semnez, să mai am încredere? Cum îi convingeți în momentul ăla? Dacă să presupunem, repet, e un scenariu, Sebastian se hotărăște să candideze. Sigur, într-un scenariu de acest gen, multe lucruri se pot întâmpla, evident, și vom fi pregătiți pentru ele. Personal, nu cred că inițiativa va avea de suferit, pentru că experiența mea relativ îndelungată de om de vânzări mă face să cred încă o dată că oamenii cumpără oameni și cumpără credibilitatea celor din fața lor. Da? Iar oamenii care vor semna în continuare pentru inițiativa I-74 vor fi abordați de voluntarii noștri în care ei au încredere. Ei vor semna alături de cei pe care îi cunosc, pe care îi respectă din jurul lor. Iarăși, oamenii aceia, dacă aleg să se uite cu atenție la ce se întâmplă pe scena politică, nu poate decât să ne bucure. Da? Vor avea o părere sau alta despre un candidat sau altul dintre candidați, dar acest lucru ne bucură. Asta înseamnă participare activă, într-un fel. Da? Și sperăm noi că se va transforma și în prezență la vot. Dar nu uita, era recent citat un sondaj seriile trecute. 20% dintre locuitorii capitalei spun că ar vota un alt candidat decât cei care se plimbau pe ecran. 20%. Acum depinde și de cine a făcut sondajul. Știi foarte bine că e și discuția asta, că sunt tot felul de sondaje și sondajele. Am mai auzit de unul care dădea drept candidat câștigător din start candidatul unui partid. În fine, trecem peste scenariul ăsta, presupunem că ne convingeți cu toate și că toată lumea este fericită. Pe scurt, ce șansă are inițiativa cetățenească să și facă până la urmă ce își propune în condițiile în care votăm pe liste? Inițiativa cetățenească nu își propune să schimbe votul pe listă, pe acesta nu-l comentăm. În schimb, își propune ca oamenii care rezultă în urma votului pe listă, da, să se comporte altfel. Să se uite la cetățean cu adevărat. Nu era mai ușor dacă era un vot pentru o anumită persoană? N-are nicio legătură. Că... Am votat uninominal până acum și tot bani mulți s-au cheltuit fără documente justificative. Deci nu schimbă cu nimic. Tot prezență scăzută. Nu, doar regulamentul schimbat. Ce ne propunem noi, acela va schimba ceva, pentru că îi va forța să facă acele lucruri. Bun. Florin, îți mulțumesc. A fost mai mult un debate așa decât un talk show. Nu poate decât să ne bucure. E dacă normal. Am vorbit eu prea mult, îmi cer scuze, sper că nu. Am avut multe întrebări, mai aveam, dar poate ne mai întâlnim și mai vedem cum a evoluat. Câte semnături sunt până acum?
Sunt câteva zeci de mii, avem etape de, până de colectare în 50 a semnăturilor. Sau da, puțin sub 50 de mii în acest moment. Cresc în progresie geometrică pentru că ne crește termenul? Numărul de voluntari. Care e termenul? Mai avem încă 3 luni de acum încolo să le strângem pe restul. Au fost câte desemnat, ca să facem o medie? Poftim? Câte au fost pentru semnături? Până acum, în câte luni ați strâns acest număr? În aproape 3 luni de zile deci de la lansare. Deci 3 cu 3, da. Sunt șanse să aveți numărul. Noi spunem că sunt șanse pentru că, repet, creșterea nu este una liniară, dar fiind faptul că ne crește numărul de voluntari, ne crește capacitatea de a strânge, semnături. E important să semnezi online înainte de a semna offline? Nu, este invers foarte important să semnezi offline, pentru că doar offline semnătura ta contează din punct de vedere legal. Online ne bucurăm să le primim pentru că arată susținere, ne încurajează, ne ridică moralul foarte, foarte mult și așa destul de ridicat. Și acolo se înscriu oamenii ca voluntari. Dar semnătura din online semnătura în România online, din păcate, nu contează încă foarte nu. Mult încă. Încă nu. Florin Grosu, cofondator Traderion și unul dintre inițiatorii platformei și inițiativei cetățenești I74, I74.ro, acolo găsiți mai multe informații în caz că nu v-am convins foarte tare în seara asta, deși eu sper că da. Proiectul I74 își propune să adune 100.000 una de semnături din 11 județe ale României pentru a schimba prin lege, conform dreptului garantat de Constituția României, prin articolul 74, modul de funcționare a Parlamentului. Asta a fost ultima frază pe care v-am spus-o în seara aceasta. Rămâneți pe 3net. 3net Radio. More music, more colors.